Să rămână bună ziua, vă spun un bun venit la Șimleu și vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Scopul întâlnirii de astăzi este de a discuta despre programul sărbătorii de la sfârșitul lunii septembrie, respectiv a zilelor patului. După cum știți foarte bine, este o sărbătoare care, la un moment dat, a coincis cu zilele orașului. Apoi, în timp, am hotărât că această sărbătoare trebuie să aibă rolul ei aparte, pentru că Bathory a fost un om foarte important, cel mai important om care s-a născut în orașul nostru și era logic ca sărbătoarea dedicată regelui Bathory să fie doar sărbătoarea lui. De-a lungul timpului am colaborat foarte bine cu domnul dr. Seman, care practic a fost motorul acestor acțiuni, pornind din, ca să nu greșesc, o să vă spun dânsul de când, dar cel puțin eu de când sunt primar, cu siguranță dânsul a fost cel care s-a ocupat de buna desfășurare a activităților și a sărbătorii în sfârșitul lunii septembrie. Mai nou, de când există Centrul de Informare Turistică și l-avem pe Daniel Stejeran alături de noi, spun că această sărbătoare a devenit mult mai atractivă și mult mai frumoasă. De ce? Pentru că, în primul rând, adresabilitatea acestui mare rege pe care l-a avut Polonia este la românii care sunt aici, la maghiarii care sunt în Șimleu și în orașele înfrățite, pentru că, după cum știți, există orașe înfrățite, oraș înfrățit, cum ar fi Nirbator, a cărui punct esențial comun este legătura cu regele Bathory. Și nu în ultimul rând, a polonezii. Activitățile care s-au făcut de 3 ani de zile au fost deosebite și am făcut ca români, maghiari și polonezi să se simtă în aceeași casă, casa patronată de Ștefanus Bathory. Eu le mulțumesc tuturor acelora care fac această sărbătoare să fie importantă și sunt convins că această activitate și această sărbătoare face ca orașul Șimleu Silvania să conteze pe harta României și a Europei. Eu aș vrea să menționez că începând din anul 2016 am încercat să diversificăm paleta de activități a zilelor Bathory prin organizarea acestui festival, Festivalul Medieval Bathory Fest, care, iată, anul acesta se află la cea de-a patra ediție. Va fi organizat la finele lunii, în perioada 27-29 septembrie și ne-am gândit împreună cu colegii, împreună cu cei care organizează acest eveniment, să venim cu o serie de noutăți în ceea ce privește activitățile, programul, trupele care vor participa la festival și, bineînțeles, împreună cu Asociația Fundația Bathory din Șimleu Silvaniei, să reușim să atragem cât mai mult public, cât mai mulți vizitatori și, bineînțeles, să reușim, prin intermediul festivalului, să atragem tinerii și să încercăm să-i conștientizăm că e important să participe la astfel de evenimente alături de noi. De aceea, începând de anul trecut, am gândit o tematică în fiecare an pentru acest festival, iar tematica de anul acesta va fi jocul de șah. Așa, după cum bine veți putea să vedeți în materialele de prezentare ale festivalului, totul are legătură cu șahul, inclusiv concertul care va fi organizat sâmbătă seara, va avea o parte care va ține de jocul de șah. Asta din dorința de a atrage tinerii, de a face să înțeleagă jocul de șah, iar sâmbătă, în ziua principală a evenimentului, va fi organizat un concurs internațional de șah prin intermediul unui profesor din Șimleu Silvaniei,
și vom aduce echipe atât locale cât și din străinătate care să concureze la acest concurs de șah. Plusul vine din organizarea unui șah demonstrativ în cetatea Batorii, ceea ce este interesant, va fi un șah demonstrativ dintre doi maestri ai șahului, care vor juca pe, haideți să zicem, o tablă de șah de dimensiuni mai mari. În ceea ce privește celelalte activități pe care le vom organiza anul acesta, se numără și un tresaj de șoimi, tras cu arcul, construcție de arcuri, vor fi tabere tematice în cetate și încercăm să diversificăm această paletă, așa cum spuneam, prin invitarea unei formațiuni, unei trupe de reconstituire, specializați în trupe în activități de reconstituire istorică, care să-și aducă și tunuri pentru efectul sonor al evenimentului. De asemenea, am invitat la festival și producători locali și regionali, din dorința de a stimula această sferă a producătorilor și a celor care participă la astfel de festivaluri. Sperăm să țină și vremea cu noi, să avem vreme bună și să ne putem bucura împreună cu cei care vor fi în cetate în toată această perioadă la festivalul Batorii Fest. De asemenea, nu vreau să intru foarte mult în detaliu în ceea ce privește programul. Programul va începe de bine. Domnul dr. Sema ne va spune din partea Fundației care sunt activitățile principale ale zilelor Batorii și ale Batorii Fest. De asemenea, ca în fiecare an încercăm să avem trupe specializate în reconstituirea istorică din cele mai diverse. Vom avea trupe din Ungaria, trupe din România și vom avea un contingent de militari de la Ministerul Apărării din Polonia. Relația pe care am creat-o începând de anul trecut cu Ministerul Apărării, de fapt cu atașatul militar al Ambasadei Republicii Polonia în România, domnul colonel Jerzy Jankowski, ne-a facilitat această posibilitate și participarea trupelor de militari alături de militari din România care să participe atât la parada militară care va avea loc vineri și sâmbătă, cât și la celelalte activități pe care le vom desfășura în cetate. Iar ziua de sâmbătă se va încheia cu un concert Corbu și Mierla Neagră din Șimleu. Ei și-au pregătit acest concert cu mult înainte, pe baza discuțiilor care le-am avut și, așa cum spuneam, tematica atât a concertului va fi jocul de șah. Dacă sunt întrebări, dacă nu, domnule doctor. Probabil că o să pun întrebări și eu doresc să vă spun că vă mulțumesc că sunteți aici și că și eu pot să fiu aici să vă relatez câteva puncte din acest program. Deci, din 1993, deci este a 27-a ediție a Zilelor Batorii în orașul Șindeu Silvaniei, care este o cifră destul de mare. Și ne bucurăm foarte mult că putem realiza împreună cu primăria, mai ales că primăria, prin posibilitățile lui, a avut o altă culoare, această parte a festivității, această parte a reconstruirii a jocurilor meridionale, ceea ce noi, ca simplu fundație, nu puteam să facem, nu puteam să realizăm. E important, vedeți că programele sunt așa alcătuite ca să nu se acopere unul cu celălalt. Eu, din programul nostru, care a fost totdeauna și parte științifică, vreau să vă spun că reciclarea medicală nu putem să facem anul acesta aici, pentru că sunt foarte mulți și nu avem poziție de cazare. Deci o să facem cu o săptămână înainte în cerul Silvaniei, dar va avea loc, care este tradițională și tot este la ediția 26, dar cea pedagogică o să rezolvăm aici. Ceea ce este important din programul nostru, care cuprinde o serie de elemente tradiționale deja, care s-au făcut
de mai mulți ani, de cum, de exemplu, Șacul, care a fost preluat acum de primărie, care are 10 ani deja de existență, Festivalul de Șac. Dar pentru mine este foarte important că, pe de o parte, realizăm ca să avem o echipă de artiști amatori din Șindeu și să le dăm posibilitate să fie pe scenă, mai ales datorită faptului că e mai rar astăzi pe cineva, artiști amatori, adulți, ca cineva după programul de lucru să meargă la probe și să prezintă un spectacol. Sau este foarte important că o grupă de elevi a școlii Batory a realizat un film despre, și o lucrare despre doctorul Martofi, care știți, a fost una dintre personalitățile mai recente, nu ca și Batory, ca și regele Batory, dar care a avut o activitate recunoscută de toată lumea, fiind medicul tuturor. Deci aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi, pentru atragerea comunității în activitatea zilelor, comunității noastre în activitatea zilelor Batory. Și noi aducem în curtea cetății doi, să nu spun că meșteșugar, și de lucru de mână, unul care va picta cu copiii împreună, o să se inițieze în pictura de mobilă, veche tradițională maghiară, și celălalt de sculptură în miniatură pentru copii, deci copiii o să lucreze, nu ei. Și nu vin pentru a vânde aceste lucruri, și vin pentru ca să servească pentru copii această activitate. În rest, o să avem activitățile noastre deja tradiționale, cum este lumânarea femeilor maghiari sălăjeni, care este cel mai important premiu a maghiarimii din județul Sălaj și cel mai recunoscut și peste hotare. Și pe lângă acest fapt, facem programe care pot fi plăcute și pentru ambele comunități. Fanfara din Iulba va da un concert, și noi facem concert, și am încercat împreună cu domnul Tejeran ca aceste programe să fie combinative, să nu lovească unul în celălalt, să putem să participăm cu toții la toate programele. Deci, avem 27 de ani de experiență și sperăm ca să meargă mai departe și ne bucurăm foarte mult de partea mai spectaculoasă a acestor zile, care este Batory Fest. În același timp, dacă vreți să le spuneți, avem și o delegație oficială din orașul Ciuf, la invitația celor din Polonia. Da, această sărbătoare din acest an este marcată de o legătură pe care am inițiat-o cu orașul Ciuc din Polonia. Noi am fost o echipă prezență acolo, am fost oaspeții lor. Acum, de zilele Batory, o să fie prezenți aici, o delegație de 7 persoane, primar, viceprimar, consilier local, și vom semna actul de înfrățire dintre orașul Șimleu, Silvaniei și orașul Ciuf într-o ședință pe Consiliul Local, care va avea loc sâmbătă dimineață. Este, v-am spus, am vizitat acest oraș. Cred că legătura cu un oraș din Polonia poate să aducă un plus pentru comunitatea noastră, pentru că, cum știm foarte bine, polonezii s-au dezvoltat extrem de mult pe fonduri europene și, în special, pe partea asta de istorie medievală, am fost mai mult decât surprins să constat că în fiecare localitate câte un castel este reabilitat și asta evident aduce un plus în ceea ce privește turismul în zona respectivă. Ne vă mulțumim și vă așteptăm în perioada 27-29 la Batory Fest, la zilele Batory, să fiți alături de noi.